Tutunul este, la începutul secolului 21, a doua cea mai importantă cauză de deces care poate fi prevenită. Victimele tutunului sunt mai numeroase decât cele făcute de drogurile ilegale, accidentele rutiere, crimele și HIV-SIDA calculate la un loc. Organizația Mondială a Sănătății estimează că anual 5 milioane de oameni mor din cauza bolilor asociate tutunului. În absența unor măsuri urgente, tutunul ar putea ucide 1 miliard de oameni în cursul acestui secol. Această acțiune este făcută împreună cu Crucea Roșie și cu ajutorul și finanțarea Centrului Județean de Voluntariat, cu ocazia Zilei Mondiale Antifumat, care a fost în 31 mai. Încercăm să atragem atenția populației, să ridicăm nivelul de cunoștințe și în special al tinerilor despre efectele negative asupra sănătății pe care le produce fumatul. Am avut acțiuni și în câteva școli din municipiu. Am făcut și niște concursuri de desene cu cei mici din clasele 1-4 să vedem cum văd ei pericolul fumatului și dacă știu ceva de această vârstă. Crucea Roșie împreună cu medici de la Direcția de Sănătate din Arad au stat de vorbă cu tinerii din Arad pentru a informa cu privire la consecințele unui astfel de comportament. Filiala județeană de Crucea Roșie, în cadrul acțiunilor de educație de sănătate pentru sănătate, astăzi am făcut o acțiune legată de nocivitatea fumatului împreună cu domnul doctor Ardelean, niște elevi de la o școală gimnazială din Arad. Eu consider acțiunea binevenită, educativă. Am împărțit pliante și în oraș. Este un proiect accesat de Centru Cultural Centru Județean de Voluntariat Arad. Acțiunile vor continua pe educație de sănătate, vom avea săptămâna viitoare pe droguri, după aceea va veni donarea de sânge, sunt acțiuni în calendarul anual OMS internațional. Noi încercăm prin asta să sprijinim educația tinerilor pentru sănătate. Fumatul nu este un simplu mod de socializare, este o boală psihică, adicția de nicotină și o dependență psihocomportamentală. De aceea, fumatul poate fi tratat cu ajutorul medicului și al psihologului. În acest sens, sunt derulate de către instituții astfel de programe de informare și conștientizare. Nu e bine să fumezi, că dacă fumezi, viața ta e stricată și nu mai ai energie, faci cancer și poate ți se lua vederea și poți să rămâi fără un picior, fără o mână. Tu fumezi? Nu. Am învățat că dacă fumezi, viața ta este mai grea și te îmbolnăvești. Aproape 13 milioane de oameni în cele 27 de țări ale Uniunii Europene suferă de una sau mai multe dintre cele 6 categorii principale de boli asociate cu fumatul. Acestea sunt bronșita și alte infecții ale căilor respiratorii inferioare.